turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Din mașină, eu dârdăi de frig efectiv, e marți, 1 martie. Voiam să vă doresc o primăvară minunată, deosebită, călduroasă, sper eu, pentru că la ce frig e afară, 0 grade, numai primăvară noi, sper să se încălzească. E ora 7 dimineața, ca să vă imaginați de ce sunt halul ăsta de obosită și dârdăită și vai de capul meu. Mă duc și eu ghicițun de la Lidl, ca tot românul, ca să mă duc să iau flori, pentru că, sincer, mi se par cele mai ok la preț. Chiar am văzut și niște macarons foarte faine, în formă de inimioară. Nu știu dacă le mai găsesc, nu mă prea bazez pe alea, sincer, dar pe ce mă bazez, cu siguranță, la lelele sau ceva buchet de la de trandafiri sau ceva drăguț. Mie, sincer, îmi plăceau foarte mult și macaronsurile de la Lidl, alea clasice, nu astea cum a ciorapărut de 1 martie, ci alea clasice, care sunt rotunde și cu zmeură, ciocolată, lămâie și nu știu mai ce ori mai avut, caramel, parcă. Sincer, toate mi-au plăcut, toate aromele sunt geniale, nu ați să tupesc în gură și, sincer, chiar merită, adică gen... Da, pentru prețul ăla chiar e ok și măcar știi că ți-ai satisfăcut pofta. Hai că am ajuns și eu aici la Lidl, acum intru în parcare, deci eu sper că e deschis, că de nu e deschis fac o criză. Da, minunat. Gata, m-am întors și eu acasă. Doamne, deci o nebunie pe câmpie ce-a fost acolo în Lidl, până că am ajuns mai repede, am stat pe acolo în mașină. În fine, am găsit lalele pe care le-am pus aici în vază, cam așa arată. Și cred că erau 10 lei sau cea de genul și mai erau și trandafiri care erau drăguți, dar până la urmă am zis că iau lalele, că parcă, da, trandafirii, da, trandafiri poți da oricând, lalelele parcă simbolizează așa primăvara. Și știți că, sau nu știu dacă v-am zis, cred că v-am zis pe mașină, că voiam la un moment dat să iau, stați să vă arăt, niște macarons, astea de aici, care erau cu, în formă de inimioară. Și m-am uitat, erau 6 bucăți, erau destul de drăguțe, dar erau doar cu căpșuni sau, nu știu, raspberry, ce să alea, zmeură. Și apoi am căutat macaronsuri clasice și am găsit acolo la congelator treburile astea cu 12 macarons și era o diferență de 2 lei între alea și astea și astea măcar sunt mai colorate, sunt mai drăguțe, mai multe feluri. Erau și varianta aia cu ciocolată, fistic, caramel și nu știu ce aia voiam eu să iau, dar știu că mami nu prea mănâncă de astea cu ciocolată și atunci am zis că hai că iau din astea cu zmeură. Am fost între timp și la mama lui Sabine, am cumpărat și ei un buchet de lalele și am mai luat aici câteva chestii. În primul rând am ieșit pentru flori și apoi pentru hârtie igienică, că nu mai aveam, cred că, deci o singură hârtie. Un lapte pentru Sabin să ducă la lucru. Am luat aici niște croasante din astea, nu știu, cu nuga sau cu ce erau, sunt foarte bune. Apoi am luat o rucola în care am reușit, cred că, să-mi bag mâna sau ceva, că nu era ruptă în momentul în care am luat-o de la raft. I-am luat la Sabin niște rolls-uri din astea, că tot mi-a zis de nu știu cât timp să iau și am zis că hai că-i cumpăr acum. Apoi am avut un cupon din ăsta gratis cu fursecuri din astea cu stafide sau ceva suc și am zis că hai că iau ăsta, deci erau gratis. Apoi am mai luat aici un porumb, tot așa pentru salate, un mango care e gigantic, deci efectiv e gigantic, pe care o să-l pun aici la fructe. Am ieșit și pentru fructe, pentru că na, nu prea mai aveam nimic, am mai ales să avem niște mere aici, dar voiam neapărat banane, așa că am luat aici și banane, asta să le scot eu din punga asta, am luat 4 banane momentan, că am zis că ne ajung, că dacă iau mai multe, nu mă să strâc aici și nu le mâncă nimeni, așa că mai bine iau doar atâtea. Apoi am mai luat niște torteloni, că știu, mi se pare că erau la promoție și oricum data trecută când am fost, tot am căutat cu ricota și spanac și n-am mai găsit decât cu
nu știu ce, cu carne și cu alte chestii care, mă rog, nu-mi plac, așa că am luat acum. Și ultimul lucru, am luat o vânătă pentru că intenționez să fac din nou humusul ăla simplu sau ăla cu ardei și aveam nevoie, nu știu, așa simt eu nevoia că parcă a fost așa de bună data trecută când am făcut cu vânătă deasupra. Așa că am zis că neapărat asta vine cu mine, mai facem și altă dată, așa că asta oricum stă în frigider, nu-mi fac griji. Da, și acum ce vreau eu să fac e să le scot pe astea de aici, să văd care cum e treaba și să le sortez cumva, să pun din fiecare aromă într-o cutie tip mărțișor. Că asta mai voiam eu să caut, dar la ora asta v-am zis că nu găsesc nimic deschis. Așa că nu știu ce o să fac, zice la astea că fiind, astea sunt de la congelator, nu de la frigider, dar zice că ori să le lași la frigider 2 ore să se dezghețe, ori să le lași la temperatura camerei 10-15 minute, ceea ce oricum deja stau ele de vreo 10 minute cu siguranță în mașină și păstă tot. Cât de drăguțe, vai, de ce superbe, ce culori faine au. Deci da, cred că așa o să fac cu 4 sau cu 5, văd eu cum intră, dar nu știu în ce să le pun. Mai am eu niște forme din astea de brioșe, cred că mi-am luat, dar nu știu unde le-am pus oare. Hai că le-am găsit, astea îți, cred că vi le-am arătat eu acum câteva vloguri de la Jumbo le-am luat. Ia stai să văd. Ce bine miros. Ce pufoase îți. Da, așa m-aș fi gândit eu, dar e prea mare chestia asta. E efectiv mutantă. Da, deci cam după 100.000 de încercări, cam ăsta e rezultatul final. Mai vreau să adaug un fir din ăla de mărțișor. Asta-ți că voiam să vă arăt încă un lucru. Uitați ce mărțișor drăguț mi-a luat Sabine, deci maxim de fain. Și mai ales cutia asta, opa, stați, mi-a prins degetul, e atât de faină, deci jur și el a zis că de-aia mi-a luat mai mult modelul ăsta, că știa clar că o să-mi placă cutia asta și e faină și mai pot folosi. O să-l și port astăzi, deși, sincer, nu știu, de când eram în generală, cred că sau în liceu, cred că n-am mai purtat mărțișoare în piept. Adică nu mă simt comod purtându-le sau cea de genul, dar oricum de aranjat clar o să mă aranjez astăzi și o să fac ceva mai deosebit cu viața mea, adică nu știu, ori poate ieșim undeva, ori clar de aranjat o să mă aranjez. Așa că da, mă duc să caut încă un fir din ăsta de mărțișor să pun și acolo la mami, după care probabil că o să mă duc să-i duc și chestiile astea, o să mă pun să mănânc ceva, că n-am mâncat nimica. Cam asta e rezultatul final, nu e ceva super elaborat și inteligent, dar asta este, chiar n-am avut altceva și chiar nu mai am timp, să zic că nu am mai după masă dacă o să trec pe la Jumbo, dar nici acolo nu știu dacă găsesc așa ceva. Cu siguranță doar la chestii de-astea de patiserie cred că găsesc genul ăla de cutii pentru macarons, ceea ce căutam eu. Dar e oricum, eu zic că e drăguț și important e să fie bune macaronsurile, cred că ăsta e singurul scop, așa că da, mă pun și eu să mănânc și ne auzim un pic mai încolo. Am pus aici deja să mă machiez, deja mi-am aplicat o cremă hidratantă și îmi aplic acum și fondul de ten, nu prea îmi pun niciun fel de primer pentru că nu o să stau foarte mult timp oricum machiată, așa că nu mă stresez. Acum mă duc în oraș, am un pic de treabă, v-am zis, după care e posibil ca după masă, mai spre seară, mă rog, să mergem la Martis din nou. Și am zis că ar fi drăguț să ieșim, acum bineînțeles dacă mai sunt locuri. Acum le-am scris celor de la Martis pe Insta și aștept să văd dacă îmi răspund, dacă nu o să dau un telefon. Și să vedem dacă mai au locuri, că bine, acum 2 martie cu siguranță va fi full, dar acum de 1 martie nu cred că iese chiar toată lumea, adică sper. Așa că da, o să vedem. Eu am mâncat niște macaronsuri și sincer mi-e greață, pentru că am mâncat prea multe, adică am mâncat micul dejun, după care mi-am făcut o cafea și am zis eu că o să mănânc cu cafea și croissantul ăla de la Lidl, nu, l-am mâncat și apoi între timp m-a sunat mami că v-am zis că trebuia să mă duc la ea să-i dau florile și macaronsul și până la urmă m-a sunat că merge ea în oraș și că vrea ea să vină pe la mine să-mi aducă florile și am zis, no, hai atunci aici și ți le dau și eu pe a mele. Și na, am desfăcut macaronsurile și apoi tot am mâncat cu ea și am mâncat și singură, evident, și acum am migrat, adică gen am mâncat prea multe și au fost prea repede una după alta. Așa că da, sper să-mi revin, că n-am chef să am starea asta toată ziua, dar cred că deja sper de fapt că începe să-mi treacă. Că, na, în fine, așa pățesc eu că mănânc dulce, dar mi-a fost așa poftă pe ele și am zis că ce bine ar fi să
Fie și bune și am gustat din toate, ca să văd cum îs, bine, nu chiar din toate, cred că am mâncat vreo 3 în total, dar oricum îs dulci și având în vedere că am băut și cafeaua aia și am mâncat și croissant, tocmai telefonul meu tocând acolo în spate, aia zic, având în vedere ce combinații am făcut, de-aia am migreață. Că dacă mâncam numai alea și altceva nu, n-aveam nicio treabă cu siguranță. Nu am niciun coș pe toată fața în afară de bărbie, deci nu știu ce se întâmplă. Și gen, am mai avut și acum câteva săptămâni exact în locul ăsta și după aia ori dispărut și mi s-a făcut exact în același loc. Deci așa ceva mai rar vezi. Acum o să-mi iau un anti-charcan pe ăsta de la Maybelline, în nuanța 06. E un pic am deschis, dar e ok momentan până nu mă bronzez. Că dacă îl folosesc vara, e mega, mega deschis, așa că acum e cam ce trebuie. E un pic deschis, că se vede, dar amestecat așa cu fondul de ten și cu restul nu se vede așa de tare. Sunt curioasă ce faceți voi din 1 martie, cum vă petreceți. Chiar dacă în lume e o nebunie totală, și sincer n-am de gând să deschid subiectul ăsta, adică chiar nu... Nu-s pasionată, nu, nici cu politica n-am eu nicio treabă și nu, chiar nu știu, prefer să nici nu mă uit la știri, prefer să nici nu știu atâtea decât să mă panichez, să am depresii și alte chestii, mai bine așa. Nu că sunt idiotă, că nu-i vorba de asta, dar pur și simplu nu vreau să știu, deci nu mă interesează, mai bine n-aud și nu văd. Decât să mă tot gândesc acolo și să-mi fac filme în cap, mai bine așa. Am mai intrat și până în Oșan, pentru că voiam neapărat să intru la Pepco să văd ceva porcării și mi-am luat până la urmă de acolo o cămașă, apoi am mai intrat până la Jumbo de plictiseală, tot așa, am zis că hai să mai intru să mai belesc și ochii, să văd ce-o mai adus de Paști. Cred că m-am așezat aici, nici nu mai știu ce ruj am pe aici pe gură, că tot m-am mânjit cu masca. Și voiam să vă arăt lucrurile astea repede. În primul rând, hai să vă arăt că un singur lucru mi-am luat de la Jumbo. Treaba asta. Care e de fapt o chestiune din aia pe care o pui pe ușă la intrare. Dacă mă urmăriți, știți că am eu coronița aia făcută de tati din crengi și mai tot pun eu pe ea chestii din alea verzi luate de pe AliExpress, ca și etera. Și m-am gândit că dacă tot vine Paștele, ia să iau eu o treabă din asta și să pun acolo pe ea să scrie, adică în mijlocul ei să fie Happy Easter. Pentru că am vrut să-mi cumpăr și gata făcută, dar era destul de scumpă. Cred că una care era la dimensiunea lui asta era undeva la vreo 60 de lei și am zis că nu mersi. Apoi am intrat până la Oșan și am luat două treburi. În primul rând, balsamul ăsta de la Pantene. Pe ăsta îl folosesc eu de obicei cu picăturile astea de ulei sau ce ori fi aici. Și mi-am mai luat o apă de gură pentru că, nu știu, în ultimul timp s-a obsedat să folosesc apă de gură. Mi se pare că până acum am fost o nebună că n-am folosit. Nu știu, stau să mă gândesc cum am rezistat până acum să nu folosesc. Pentru că chiar în ultimul timp folosesc de fiecare dată și mi se pare că chiar face diferența în respirație și felul în care îți simți gura așa fresh și, mă rog, și miroase bine. Și apoi am mai intrat la Pepco, după cum vă ziceam, și pe acolo m-am tot uitat de chestii, dar nu prea am găsit nimic ca nici de astea de Paști. Bine, ori am eu prea multe și chiar nu mă mai interesează, dar nu știu, și așa super dezamăgitoare, adică altă dată erau atâta de multe și diverse și schimbate, mai ales la Pepco, la Kik, la chestii astea. Deci efectiv de vreo 2-3 ani sunt aceleași, adică chiar nu o să-mi dau banii pe ele și din păcate vă anunț de acum, n-o să vedeți un haul cu chestii de Paști, pentru că chiar nu mai am de gând să-mi arunc banii pe toate porcăriile. La început, normal că eram și obsedată și îmi doream să am casa decorată și alte chestii, plus că era prima dată când eu îmi cumpăram produse, dar probabil și voi dacă sunteți în situația mea și vă cumpărați de obicei chestii, cu siguranță în momentul în care ați atins maximul și gen chiar și dacă îți mai cumperi, nu mai ai unde să le pui, cred că chiar nu-ți mai pasă, adică gen, nu știu, și dacă vezi ceva interesant, nu știu, trebuie să te gândești de 2-3 ori dacă bă, îl aduc acasă sau nu, că nu mi se pare că l-aș folosi sau mi se pare mai interesant decât ce am acasă. Așa că da, dezamăgitor și la Jumbo și la Pepco, mai nimic n-am găsit, ceva ouă din alea colorate și cam atât, șervețele colorate cu chestii de astea de Paști și în rest nimic. Așa că da, cam atâta vreau eu să vă zic și am intrat la Pepco, după cum ziceam, și mi-am luat treaba asta. Deci a fost 32 de lei, dar nu știu, așa mi se pare de faină și mai am eu cred că încă vreo două cămăși luate de la ei. Pe una nu pot zic că mă dă chiar pe spate, am luat așa mai mult la impuls. Pe aia am zis că o să folosesc doar așa în caz de ceva. Acum, sincer, pe asta n-am probat-o, am luat-o în mărimea 36, sper să fie bună, sincer, că dacă nu fac o criză, dar chiar n-am mai avut chef să mă dezbrac acolo. Și v-am zis, am dat 32 de lei pe ea.
Aici e și eticheta în cazul în care vă interesează și mi-a plăcut maxim, nu știu, deci uitați-vă ce print fain are și nu știu dacă vă dați voi seama, dar e așa un material de plăcut și ușor și de-abia aștept, cred că și se calcă repede și ușor, că văd că e destul de călcat, având în vedere că a stat pe acolo prin magazine, deci probabil că nu e un material care să se șifoneze nașpa, are aici un buzunărel, care, mă rog, bine, de fapt și în partea asta are, cum am văzut, dar nu cred că mă încurcă treaba asta, oricum vreau să probez și să văd dacă mi-e bună, dar mi se pare foarte faină, mai ales că tot mai îmi trebuiau mie niște cămași și am zis că ia, hai să o cumpăr și așa, de primăvară cumva, că vedeți că mâneca e destul de scurtă, dar cred că se și poate desface, ia stai să văd, mă, poate o strâc și nu mai știu face la loc, da, uite, poți să o faci și lungă, super, drăgu. Și mi se pare că merge și cu prostia asta pe mine, adică gen în combinație, dacă ar fi să o iau pe dedesubt, cred că, bine, mă, poate ar fi un pic prea mult, dar mi se pare că ar fi interesantă combinația. Așa că o să iau pe mine mai încolo să văd dacă mi-e bună, dar eu zic că mi-e bună, oricum vreau să fie un pic mai lărguță. Vai, deci uitați-vă la cămașa asta cât e de faină, vai, deci ador, nu știu, așa mi se pare că mă prinde de fain, mai ales în combinație cu negru, asta să vin eu mai aproape să vedeți, deci ador. Comodă și mi-e chiar măricică, vedeți că umărul e destul de căzut, adică nu e unde trebuie, dar gen, dacă era așa... Era prea incomodă, așa e numai bună, cred că oricum, nu știu dacă nu e și făcută în stilul ăla mai oversize, dar oricum e absolut genial. Deci, da, asta voiam acum să vă mai arăt, așa că ne auzim un picuț mai încolo. Iată, dragii mei, este data de 9 martie, deci efectiv ieri, nu știu ce s-a întâmplat, deci chiar, nu știu, deci o trecut ziua atâta de repede, acum am uitat aici și m-a lovit lumina, a trecut atâta de repede ziua de ieri că nici nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Ieri mi-a venit o parte din mobila de la cămară. Știți că v-am zis eu acum câteva vloguri, cred că acum vreo două vloguri săptămânale, că îmi doresc foarte mult să facem cămara și că până la urmă am vorbit cu cineva și ne-a făcut-o, așa că ieri efectiv am golit acolo cămara, deci trebuie să vă duc imediat în bucătărie să vă arăt ce e acolo. După care am avut un pic ceva de rezolvat în oraș. M-am aranjat, am zis că scot camera, filmez, n-am mai apucat, am mers, am venit repede pentru că am mai trecut pe la mami, am cumpărat niște flori și i-am dus florile și, apropo, am făcut și rezervare la masaj pe vineri, deci de-abia aștept. Ne-am făcut rezervare la Nevis pentru mine și mami de, teoretic, 8 martie și, până la urmă, am mers până la ea, i-am dus florile, am mai stat un pic acolo, după care repede am venit acasă. Pentru că deja tipul cu mobila venise și au început acolo să monteze toată treaba. Bine, am zis noi că o să dureze poate ce știu, jumătate de oră, 40 de minute, având în vedere că toate corpurile erau gata făcute teoretic, doar trebuia să le prindă de oaltă și să mai pună niște polițe. Și na, până la urmă ceva acolo nu a fost în regulă, de aia nu-i încă gata și încă un corp mai trebuie, da, mă duc acum să vă arăt acolo ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Și mă rog, ideea e că n-am apucat să fac mai nimic ieri, de aia am zis că deschid acum camera și să vă arăt un pic și cămara și să vă urez la mulți ani, pentru că ieri efectiv, deci chiar deloc n-am scos camera. Vreau să vă urez la mulți ani de ziua femeii, sper că oricum vlogul ăsta va intra după ce se întâmplă, clar, 8 martie, pentru că astăzi deja e 9, dar totuși vă urez un la mulți ani și sper că ați avut o zi minunată, că ați petrecut alături de persoanele dragi, sper să avem o primăvară cât mai caldă, cât mai bună și normală și, nu știu, să treacă toată nebunia asta ce se întâmplă în lume și, da, cam asta... Cam asta vă doresc eu, așa că hai să mergem acum la bucătărie să vă arăt ce e aici. Am și scos scaunele de la bucătărie, îs acolo, deci uitați-vă ce e aici. Deci efectiv am făcut, acum câteva zile m-am apucat și de curățenie din aia generală, bine, generală e mult spus, bine, am făcut teoretic în dormitor și bine, în bucătărie mai făcusem geamurile și perdelele, dar oricum mobila și chestiile alea încă nu le-am șters și trebuie să urmeze. Și am mai făcut la machiaj, o să vedeți voi într-un alt vlog toată curățenia asta. Și da, deci uitați-vă ce e aici, deci efectiv moartea pasiunii, deci groaznic. Și aia zic că nici loc să mănânc n-am avut, deci aici e plin și acolo să nu mai zic. Bine, am multe chestii, trebuie să le mai pun eu la loc, dar ca idee, dezastru. Nici nu pot să gândesc până când nu fac curat, pe acolo mai am orhidee, că trebuie să-i găsesc și la asta loc. Și hai să vă arăt și cămara, dacă tot de asta am deschis camera, deci... Uitați-vă la ea! Deci, sunt atâta de entuziasmată și așa de happy că am reușit să o facem până la urmă.
Și da, am băgat eu cum aspiratorul să văd dacă intră acolo. Dar uitați-vă, cam așa vine, nu-i gata. Aici ai un blat din asta ca și imitație de marmură. Vine din ceva blat din ăla normal, nu-i marmură sau nu vă gândiți la avioane. Am cumpărat eu niște mânere, că mă rog, mânerele pe care mi le-au adus nu mi-au prea plăcut. Astea nu mă încântă, dar la bucătărie, nu știu dacă ați văzut voi ce mânere am eu, însă genul ăla de scoici și mai închise la culoare. Le-am cumpărat de la un magazin care aparent s-a închis între timp. Așa că n-am găsit decât porcările astea la Leroy Merlin aseară și am zis că hai că le cumpăr, am udăcât nimic. Mai erau negre, dar alea negre erau efectiv mate și erau efectiv din plastic. Și am zis că nu, astea chiar sunt faine, că sunt așa metalice și sunt faine, că chiar poți să prinzi fain de ele, să deschizi sertarul, îmi place ideea asta. Și arată bine, acum bine, culoarea asta nu mă încântă maxim, că e cam haurie, dar am zis că acum decât negre, totul e mai bine, că alea negre chiar erau urâte rău. Și da, aici mi-am făcut un sertar dita mai bine, trebuie să-i punem mânerele, trebuie să aspir în el, vedeți că e mizerie, astăzi vreau să mă ocup de treaba asta. Ăsta e foarte mare, aici o să mai pot să pun oale sau chestii, nu știu, farfurii din alea ce mai am de schimb. Și aici jos la fiecare dulap mi-am lăsat loc, bine, am calculat un pic cam înalt, ca să fiu sinceră, dar am zis că să intre sticle sau vreau eu să pun niște coșuri din alea în care să bag tot felul de chestii. Uitați cum am coșurile alea, acum bine, sunt pline de porcării, dar genul ăla de coșuri vreau să bag aici de desubt. Apoi, hai să o luăm aici în continuare. Deci aici mi-am făcut un blat și vedeți că e destul de înalt distanța asta, ca și la bucătărie, pentru că intenționez ca aici să-mi fac un fel de coffee station, adică să-mi pun aici cafetiera, cănile, ceaiul, toate porcările astea ce țin de bucătărie, pentru că aș vrea să golesc de acolo, vedeți că sunt prea multe, e și microundele, cafetiera, prăjitorul, fierbătorul de apă, toate sunt acolo și atunci mi-aș fi dorit cumva să eliberez zona aia, să am acolo mai mult spațiu, de exemplu dacă vreau să mai fac eu ceva prăjituri sau chestii de genul și să fie și mai aerisit, dar să am eu loc acolo pe blat mai mult. Și mi-am făcut chestia asta aici, nu știu cum să mă pun eu ca să vă arăt, cred că așa ceva, se vede ceva mai bine. Bine, aici am cumpărat ieri priza aia de la Leroy Merlin și foarte șmecheră, că gen poți să o pui și așa și genială ideea, sau poți să o pui așa și seamănă, dacă vedeți, ca și antistropul, ca și triunghiul ăsta, mă rog, nu știu cum să vă explic. Și aici în continuarea lui, dacă îl pui așa, vine antistropul, la fel și dacă îl pui pe verticală. Apoi aici, la colțuri, vedeți că mi le-au tăiat așa, deci de colțuri, nu știu, una, două, trei, patru, cinci rafturi din astea. Apoi stați să trag eu scara asta de aici. Oricum am zis că o să vedem, o să așezăm lucrurile și dacă mi se pare că super mega înalte, o să mai pun niște polițe, că se poate rezolva, nu-i nicio problemă. Numai, da, am zis că nu, nici nu vreau să fie prea multe rafturi, că după aia efectiv e gol, adică mare, adică gen nu prea poți să pui, n-ai ce să pui pe atâtea rafturi, așa că o să vedem, oricum dacă mai vreau să pot să-mi pun liniștit, adică nu mai îl sun și vine și mi le pune, mi le comand și mi le face. Apoi aici trebuie să mai vină cu un corp care va fi cu rafturi mult mai dese și aici mă gândeam eu să-mi pun toate chestiile, adică gen cum intru, să-mi fie, nu știu, Nutribulletul, sandwich maker, ăla de tăiat, de tocat carne, nu știu, crockpot-ul, alte porcării din astea acum, ce te ajută prin bucătărie, tot felul de gadget-uri din astea, ca să-mi fie toate acolo la îndemână și o să fie mult mai dese rafturile alea. Apoi aici e exact ca și în partea stângă, le-am făcut la fel și aici marea diferență e că mi-am dorit o treabă din asta care îs de fapt niște rafturi, bine, după mintea mea ce mi-am imaginat eu, să bag tăvile, adică tăvi de pizza, tăvi de prăjituri, de tot felul de chestii ca să nu mai țin toate porcările alea în cuptor. Plus capace, de tot felul. Pe partea asta pot să umblu astăzi, să mai așez din lucruri și să curăț, pentru că acolo oricum o să facă mizerie iară când o să vină cu corpul ăla. Și aici la fel mai are să vin ceva de lucru cu priza, așa că nu, încă nu e gata, dar oricum sper eu să fie, să înceapă să fie ok, adică oricum cred că săptămâna asta o să rezolvăm. Hai că mă apuc să fac prăjitura și apoi o să fac pastele. Deci, voiam să vă arăt în primul rând chestia asta, Sumo Slicer, nu știu dacă vi l-am mai arătat, deci e absolut genial, mi l-o da maica mea, nu știu de unde l-o cumpăra, cred că tot de la Topshop sau chestii de-astea. Și așa arată și are mai multe chestii din astea de schimb, asta e cea mai fină, cred. Apoi mai are pe asta, cu care de obicei fac eu, nu știu dacă vreau să răzui morcov la ciorbă sau dovleac, nu știu ce am mai băgat acolo, cașcaval.
Și mai are asta cu care faci fâșii din alea mai mari, cred că dacă vrei să faci paste din alea de dovleac. Și mai are treaba asta care taie legume, deci vă zic sincer, mi-o curăța mango-ul perfect, mi-o curăța vânăta perfect, ceea ce nu se întâmplă la alte treburi de genul ăsta. Și acum o să curăț niște morcovi, după cum ziceam. Hai să bag unul, să vedem dacă îl vezi eu. Deci uitați ce fain îl face. Știi că ți-ai răzuit ca lumea, nu-ți stai ghejetele sau alte porcării. Și gata, am răzuit și morcovul și acum o să mă pun să pat, cred că ouăle sau mai trebuie să răzui nuca sau nuca, cred că o bag la blender, e mai ușor. Zice în rețetă că mai am nevoie de 100 de grame de nucă și o să folosesc pe asta de la Lidl, de la Lesto. Și zice că vreo 100 de grame, așa că hai să o bag aici la blender. Cam așa am măcinat și nuca, vezi că nu e foarte, foarte tare, nici n-am vrut să fie chiar așa. Deci separ ouăle. Bine, în rețetă văd că nu zice să se bată separat, dar eu sincer, de câte ori fac prăjituri sau chex sau chestii de astea, de câte ori am făcut invers, adică să fi bătut ouăle împreună, nu mi-a ieșit așa fain și pufos blatul, așa că o să fac, chiar dacă în rețetă nu e așa, o să fac eu așa, ca să iasă cât mai fluffy. Ne trebuie teoretic 400 de grame de zahăr. Cred că o să las 350, se pare cam mult zahăr. Și asta o să-l adaug, cred că aici pe rând, până când se face așa ca o bezea. După care o să adaug gălbenușurile și la final restul de ingrediente. Am aici și un praf de copt și îl pregătesc. Și nu știu cum să fac cu untul sau cu ulei, eu habar n-am, și 300 de mililitri de ulei, mi se pare cam mult, sincer. Eu nu cred că pun mai mult de atâta. Hai să batem odată albușurile. Și acum ce o să fac e să încep să adaug pe rând gălbenușurile și apoi o să adaug și uleiul. Așa că hai să vedem. Tot avea o leacă. O să adaug eu doar așa deocamdată 240 de grame de făină, pentru că mai trebuie să intre și morcovul și nuca și mi-e frică o leacă că o să fie prea uscat aluatul, având în vedere că v-am zis, n-am adăugat tot uleiul ăla. Mi se pare prea mult ulei, sincer, adică niciodată, nu știu, și când făceam cu maica mea prăjituri, niciodată nu puneam atâta ulei, mi se pare prea mult. Și cred că o să fac așa, o să adaug acum morcovul. Hai să-l punem tot așa pe rând, să nu fie prea uscată compoziția, că n-aș vrea nici să fie mega uscat. Și văd că dacă mi se pare prea ud aluat, o să mai adaug la final niște făină în plus, că încă mai am practic vreo 40 de grame de făină pe care ar trebui să le adaug, dar vedem. Poate o să mai lase și morcovul un pic de zeamă și atunci cred că o să mă ajute treaba asta. Și hai să adăugăm și nuca. Un pic, teoretic zicea să țin 45 de minute, dar acum e la 40 de minute, am verificat-o și încă e moale, așa că o mai las încă. Și între timp mi-am tăiat aici niște piept de pui, aici e și el, și aici am ieșit tigaia, nu știu că o vedeți voi, să vă aduc eu, m-am băgat cuțitul în ochi la propriu. Să vă las un pic mai jos, că de data asta am pus trepiedul, că parcă am observat că mi-e mai ușor așa să filmez. Și o să pun aici pieptul de pui, acum el e o leacă ud, o parte din el, așa că îl pun mai repede să nu-mi sară aici, să nu-mi sară aici în ochi, să mor.
Și între timp mi-am pus aici niște usturoi. Deci despre ce vorbeam eu când ziceam că eu curăț pieptul de pui. Da. Să arunc eu treaba asta și să mă duc să-mi duc spanacul să-l spăl. Încă un pic de ulei de măsline și mi-am pus aici usturoiul și o să răzui. Am pus un pic acolo la călit usturoiul și acum o să vin să adaug spanacul. A crescut destul de tare. Și acum o să o las să se răcească pur și simplu și când e răcită o să-i desfac și cercul, îi dau jos și foaia de copt. Dar până atunci hai să ne ocupăm de paste, că aici am rămas. Și acum o să dau pieptul de pui. Niște smântână din asta de gătit. Am terminat și eu pastele, cam așa arată, nu știu, dacă, nu știu cât ați văzut voi acolo în momentul în care găteam, că era prins becul ăsta la hotă. Acum trebuie să le las un pic să se răcească, că o mai rămas acolo o grămadă de smântână pe fund. Trebuie să le mai tot amestec și apoi o să se lipească, ele super ok. M-am apucat și aici să termin prăjitura, este ora 10 seara, am venit acum de la film, o să vă povestesc eu mâine mai multe detalii. Am tăiat aici prăjitura în două, nu chiar, dar mi-are pe la țară. Și aici am pus 500 de grame de mascarpone, 4 linguri de zahăr pudră, trebuia zahăr pudră vanilat și am mai pus niște esențe de vanilie, ca să aibă gust de vanilie, evident, și am mai pus 3 linguri de iaurt grecesc, așa era în rețetă. Și aici o să mai storc niște lămâie, pentru că data trecută am adăugat și un pic de zeamă de lămâie și a fost așa bun și fresh, așa că o să bat treaba asta la mixer, după care o să adaug și zeamă de lămâie și o să gust. Aici e și prăjitura și o să pun cam jumătate de cremă odată aici. Și acum o să pun și blatul numărul 2 peste. Așa arată și prăjitura, am mai topit eu niște ciocolată și am pus deasupra și niște nucă. Așa că mă duc și eu la culcare. O să încerc cumva să-i pun un capac, că am eu aici un fel de capac din ăsta rotund, dar nu știu dacă e suficient. Cred că e mai mare ăsta decât tortul. Ia să vedem. Tot timpul am emoții cu ăsta. Așa că îl bag la frigider și ne revedem mâine, că el să-l și gustăm împreună. Miața, dragii mei, ignorați dezastru din spate. Am vrut să mai adaug câteva cuvinte la acest vlog înainte să-l închid, pentru că să-l închei, nu să-l închid. E prea dimineață, cred că e ora 8. 8 fără un sfert. Astăzi este joi. Tocmai ce am și hrănit pisicile, vreau să mă pun să mănânc și vreau să vă zic un pic de filmul de ieri, pentru că mă gândesc că poate sunteți curioși. Sincer, filmul chiar a fost fain, adică gen n-am simțit ale 3 ore, adică na, când am auzit că o să fie 3 ore, deja mă gândeam că vai, de capul meu, cum o să stau acolo atâta, că nu rezist, n-am stare, mă plictisesc, amorțesc, dar sincer nu mi s-a părut să simt așa ale 3 ore, adică zici că ar fi fost efectiv un film normal de, nu știu, o oră, 40, 2 ore, deci sincer chiar n-am simțit treaba asta. Dar mi se pare că un picuț, din punctul meu de vedere, au lălăit-o un pic, având în vedere că l-a făcut de 3 ore, adică mi-am imaginat că o să fie ceva acțiune mult mai interesantă sau ceva mai wow. Bine, eu n-am mai urmărit filme cu Batman, adică nu mi-aduc aminte să fiu urmărit, doar alea din seria Marvel știu că le-am urmărit cu să avem pe toate, dar astea alte nu le-am urmărit și sincer nu știam nici la ce să mă aștept, dar m-am gândit că o să fie ceva mai cu
acțiune ceva mai mult, cum sunt filmele acelea de la Marvel, dar din păcate nu a fost genul ăsta de film, adică a avut și acțiune evident și drame și misteri și chestii din astea, dar nu a fost așa cum mi-am imaginat eu de acasă. Bine, a fost fain, a avut o acțiune destul de faină, dar poate că reușeau să-l fac în 2 ore din punctul meu de vedere. Așa că da, oricum filmul e făinuț, adică merită să mergeți să-l vedeți. Noi am fost, după cum ați văzut, aseară și acum 2 săptămâni am mai fost la filmul ăla, nu pronunț, o să vi-l pun aici pe ecran, că niciodată nu știu, Uncharted sau ceva de genul parcă era, în fine. Și și ăla mi s-a părut chiar făinuț, dar nu știu, ăla iar mi s-a părut că durează tot așa, am avut impresia că parcă a durat ăla mai mult decât ăsta. Și culmea că acolo chiar a fost acțiune mult mai intensă și așa, chestii și mult mai amuzant. Joacă băiatul ăla care l-a interpretat pe Spider-Man și sincer mie îmi place maxim de el, nu știu, mulți zic că nu-i fain, că nu știu ce, dar mie chiar mi se pare foarte fain și amuzant și chiar așa simpatic. Așa că mi-a plăcut și filmul ăla de săptămâna trecută. Așa că, da, din punctul meu de vedere merită să mergeți la ambele și la Moarte pe Nil, dacă cred că încă mai este la cineva, că l-am mai văzut încă. Merită să mergeți să le vedeți. Mie chiar mi-au plăcut toate. Dacă mai mult ca sigur ați văzut, nu știu din ce oraș sunteți voi, dar cu siguranță dacă sunteți din Oradea ați văzut ce haos a fost cu benzina. Deci, efectiv, ieri când am mers la film, auzise Sabin ceva cu benzina și eu am auzit de la o clientă ceva că o să se scumpească, că bla bla. Și când am mers la film și am trecut pe acolo, pe lângă Oșan, peste pasarela aia, deci o coadă interminabilă la Gazprom, la Petrom, la, nu știu la ce mai fost, la OMV, cred că am mai văzut. Deci, oricum, dezastru și până la urmă tot am zis, mă, să băgăm și noi, mă, dacă toată lumea se agită, nu știu, ca și cu faza aia în pandemie, chiar vorbeam ieri cu o prietenă că exact așa e faza asta cu benzina, cum a fost în pandemie, cu drojdia, cu hârtia igienică sau cu, nu știu, făină sau orez sau nu știu ce mai fost, cam așa a fost și treaba asta cu benzina și chiar a fost oarecum amuzant. Că, deci, efectiv, îi vedeai cu canistre și băgau, fratele meu, în butoi, în chestii din alea, benzină, așa, de backup, de nu știu ce. Deci, interesant. Și culmea că azi dimineață, chiar o zis să vin că o trecut pe lângă ceva benzinării și încă erau mai mici prețurile decât aseară. Și chiar i-a zis aseară, înainte să ne culcăm, că e posibil să fie și asta o manevră, știi, să facă toți încasări și chestii de-astea și după aia să nu mărească cu mai nimic, știi, să numai să bage lumea așa în stres, în agitație, în chestii din astea, că exact așa au fost și în pandemie. Dacă vă aduceți aminte, nu știu, s-o dat acolo, ați văzut la televizor știre că, vai, se golesc rafturile, vai, nu mai găsim alimente, o să murim de foame și toată lumea efectiv merea și-și lua câteva baxuri de făină, de drojdie, de hârtie igienică, de ce știu ce chestii și cam așa au fost și faza asta de seară. Așa că, da. Nu știu ce să zic, nu mai comentez că nu mă pricep la subiectul ăsta, nu sunt în temă foarte bine, dar oricum vreau să vă zic că era de amuzant cum erau toți acolo la coz și da. Gata, am tăiat și felia de carrot cake și arată demențial, deci a ieșit mult mai mare decât aia de data trecută. Poate vă aduceți aminte că am mai făcut eu odată un carrot cake, dar a ieșit mult mai mic și nu mai știu care a fost faza cu el, dar cam așa arată și felia noastră și hai să o și gustăm să vă zic cum e, după care încheiem vlogul ăsta cu siguranță. Hai să vedem. Vai. Deci, e de 10 ori mai bun ca ăla. Deci, nu știu, și parcă e blatul mult mai juicy, așa mai ud. Deci e genial. Ia să vi-l arăt eu așa mai de aproape. Deci am și pus acum și nucșoară, scorțișoară și am pus și ghimbir. Și cred că cumva seamănă un pic la gust cu turta dulce. Evident că seamănă, că are cam aceleași ingrediente în materie de condimente. Și e foarte bun. O să vă las rețeta în descriere, cu tot cu modificările făcute de mine, pentru că ați văzut că n-am pus nici chiar atâta făină, n-am pus nici uleiul cât trebuia, deci oricum a ieșit genial, doar atâta că a trebuit să-l țin mai mult la cuptor, fiind mai umed probabil decât era ăla de pe YouTube. La mine nu există rețetă,
să nu o inventez eu, să mai fac chestii. Așa că eu vă mulțumesc tare, tare mult de vizionare. Nu uitați de un like și un subscribe la canal dacă încă nu ați făcut-o. Sper să încercați și voi rețetele astea și dacă le încercați, lăsați-mi un comentariu să spuneți dacă v-au plăcut sau nu. Și noi ne revedem în vlogul următor. Aveți grijă de voi, vă pup, pa, pa!